Ea a sesizat că eu am slăbiciune, nu am mă concentrat la treaba asta și a vrut să mă pregătească să nu mai fiu surprins de problemă. Este o drăguță, recunosc asta. Dar n-am fost atent la ce mi-a citit tu. Ca să te spun foarte bine. Ca să fiu corect. Da? Ca să fiu corect, exact. Așadar, Darian, te rog să citești problema. Și nu uitați copii, din momentul în care citește, începe să citească problema, îi spune rar. Și spuneți voi, stop, stop acum. Ca să putem interpreta partea aceea. Este important, nu pun la capul, turuim problema. Da? Turuim problema și nu ne alegem cu nimic. Gata, te rog. Deci, la un concurs de karate s-au înscris de 3 ori mai multe fete decât băieți. Atenție. Concurs de karate. De 3 ori mai multe fete. Fete decât băieți. Fetele se propun să se pregătească ca să se poată apăra. Da? Să se poată apăra de băieți. Băieții. Deci de 3 ori mai multe fete. Decât băieți. Adică, dacă băieții sunt atâta, dacă băieții sunt atâta, fetele de 3 ori. Da? Deci aici băieți, iar pentru fete pun de 3 ori. Sunt 3 segmente. 3 segmente. Excelent. O, nu din problemele astea. Da, de ce? Să vedem. Auzi, nici nu știm ce. Sunt multe chestii, probabil. Da, deci, doar o primă parte. Da, mai citește. Fetele. Deci fetele, băieții sunt aceștia, fetele sunt aceștia. Da. Sunt fetele egal cu băieții de 3 ori. Da, 3 ori de 3 ori. Da, 3 ori. Perfect, am înțeles. Te rog, mai departe. După înscriere, s-au retras 10 băieți și 2 fete. Deci după înscriere, 10 băieți pleacă. Da. Deci 10 băieți? Da, 10 băieți și 2 fete. Bă, ce erau puțin mai și pleacă. Mai pleacă. Vai de ei, deci măcar 10 au fost. Măcar 10 erau, sigur. 10, 11, 10. Erau. Informații. Erau informații importante. Erau peste 10. Foarte important. Băieți erau peste 10. Măcar 10, dacă nu 11. Și dacă ar fost 10, că s-au retras 10, nu mă... Și din fete au plecat 2. Așa. Mai era una. Nu, mai era și din fete. Atenție, de la băieți pleacă odată 10. 10. Da. Iar la fete doar 2. 2. Da. Din total 2. 2 fete. Da. Citesc în continuare? Da. Da. Acum, numărul băieților este de 2 ori mai mare decât numărul fetelor. Mai nu am citit ceva corect. Nu ai citit ceva corect. Ia nu, deci, la un concurs de karate s-au înscris de 3 ori mai multe fete decât băieți. După înscriere, s-au retras 10 băieți și 2 fete. Acum, numărul băieților este de 2 ori mai mare decât numărul fetelor. Câți copii s-au înscris la concursul? Greșită. Imposibil. Am amestecat băieții cu fete. Exact, așa zic și eu. Problema trebuie să fie invers. Invers, corect. Dar mai citim. Acum numărul fetelor este de 2 ori mai mare, nu numărul băieților este de 2 ori mai mare. Acum numărul câi? Acum numărul băieților este de 2 ori mai mare decât numărul fetelor. Imposibil. Mai era și mai puțin și au mai și plecat 10. Cred că pleacă 2 fete, 2 băieții. Imposibil, deci imposibil. Dar greșită. Dacă plecau 20 de 30 de fete mai înțelegeam și eu, da. Da. Deci... 10. Ceva nu e în regulă. Nu e în regulă. Da, nu merge. Deci nu merge. O să vă dovedeți că nu merge. Dar mai citește-o dată, mai rar. Da, la mama, dată. Asta. La un concurs de karate s-au înscris de 3 ori mai multe fete decât băieți. Da. 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 După înscriere, da, s-au retras 10 băieți și 2 fete. Da. Acum numărul băieților este de 2 ori mai mare decât numărul fetelor. Deci la un concurs s-au înscris băieți și fete. Da. Fetele sunt, nu, băieții sunt de 3 ori mai multe decât fetele. Da, asta. Da, cred că așa, așa trebuie să spunem. Băieții sunt de 3 ori. Băieții aici, da, și aici fetele. Așa. Da, atenție, așa trebuie. Așa se schimbă tot. Da. La un concurs s-au înscris băieți și fete. Fetele mai puțin, băieții se duc drept la karate, corect. La karate, da, și sunt mai mulți. Da, fetele sunt mai puțin. Și să vedeți că acum problema merge. Acum merge, ia să vedem. De cât se retrag? Deci se retrag 10 băieți și așa, da, ca audi unde? A, normal. Audi unde se retrag? Da, e corect. Deci se retrag 10 băieți și 2 fete. 10 băieți și 2 fete. Da, că mai puține, mai 2. Da. Are logică. Da.
Da. Și două fete. Corect. Da. Așa. Acum, numărul băieților este de două ori mai mare decât numărul fetelor. Așa, da. Așa, are da. Loc. Acum, după ce s-au retras 10, numărul băieților este dublu decât al fetelor. Da. După mișcarea asta. Da, într-adevăr, înțeleg bine problema. Are așa logica. Ar trebui să fie, cum am. Deci, da, haide să ne luăm. Fete, reluăm din nou. Da, este corect, este greșită. A scris greșit, de fapt, dar problema era corect. Era de logică. Acum noi am aranjat-o și treaba merge. Problema spune-mi. Era corectă dacă era cum am discutat-o noi. Da. Acum am corectat. Da, e corectă, da. Deci, sunt fete, iar băieții de trei ori mai mult. Da? Da. Reluăm. De trei ori mai mult. Trei segmente. Da? De trei ori mai mult. Bun. Se retrag două fete. Și 10 băieți. Și 10 băieți. Acum are un pic mai mult sens. 10 băieți se retrag din asta. Și în clipa de față, băieții sunt de două ori mai mari decât fetele. Băieții sunt de două ori mai mult decât fetele. Deci, se retrag. Nu știu să pun segmentul ăsta de 10. Sunt în dubiu. Aici e problema mea. Nu știu unde să-l pun pe 10. Aș vrea să semnific foarte bine. La jumătate. Jumătate de segment. La jumătate? Da. Dar putea să scoate mai întâi surplusul? Dar nu ai. Ai tu idee. Nu ai de unde. N-ai de unde, că nu ne dă rezultate. Nu vă grăbiți. Nu sancționați pe cineva care are idee. Da? Atenție, nici eu nu fac asta, nu îndrăznesc, pentru că ea s-ar putea să aibă o idee foarte importantă. Deci tu spui așa, ce m-am gândit, două fete care se retrag, surplusul ăsta. Da. Segmentul când au plecat două fete, în clipa aceea, s-a micșorat segmentul cu două, da? Da. Atâta este acum. Și mai pun încă o dată, deci două aici, și două din partea aflată. Da? De fapt, pe astea două am să le duc tocmai în partea aflată. Atenție, pe astea două le duc tocmai în partea aflată. Adică astea două fete le pun aici surplus în capătul segmentului și în felul ăsta am făcut două segmente egale. Asta era înainte și acum am făcut două segmente egale. Ok, este foarte frumoasă problema. Îmi place tare de tot. Mario, a rezolvat problema. Problema, da. El tot se gândește, dar atenție, nu a rezolvat. Atenție multă. Copii, sunteți lângă mine. Da, aici. Atenție multă. Pleacă două fete. Da. Surplusul, cum zice Casandra. Casandra. Surplusul de două fete. Acele două fete, pentru că segmentul se micșorează cu doi. Ăsta e numărul segmentelor. Asta e numărul care îmi indică fetele la clipa, în clipa asta. Atenție! Fiecare segment dinainte, ăsta așa, cum l-am luat noi, se micșorează cu câte doi. Și ăsta, doiul ăsta, eu îl viu și îl pun în capătul segmentului de aici. Motivul este, vreau să-mi construiesc două segmente, ăsta, și cel de-al doilea, care să fie dublu ăstuia. Să fie dublu, dragilor, pentru că așa spune partea a doua probleme. Că după ce au plecat două fete și 10 băieți, fetele sunt de două ori mai multe, băieții sunt de două ori mai mult decât fetele. Băieții de două ori mai mult. Și acesta este momentul tare al problemei. Eu chiar asta vreau să surprind. Situația de după plecare. Surplusul, cum a zis Casandra, da. Foarte important surplusul, dar acum ți-am continuat eu ideea, pentru că am vrut neapărat să rămân cu dublu la băieți față de fete, că așa spune, după plecarea celor două fete și acelor 10 băieți. Uitați, acelor 10. Acum îmi permit să spun că tot segmentul ăsta e de 10. Corect. În care am aici, cât am până? Aici am 4. Aici am 4, 2 și 2. Adică 2 odată și 2 de la segmentul anterior, 2 și 2, 4. Da. Și mai am segmentul acesta la alt.
Uitați-vă pe ăsta. Al treilea, corect. Al treilea din fosta fost. Adică un segment e 14. Adică, nu. Cât e un segment? Acum vreau să vezi un segment. La anterior, cât e un segment? Cât e un segment? Albastru, dar, cât este albastru? 10. 10 minus 4? 6. Asta. Deci un segment e 6. Pentru că au plecat. Am înțeles așa. Aici e momentul. Cheia problemă este... Deci dacă un segment e 6, înseamnă că... Tot a fost 6 ore... Sunt 18 băieți și... 18 băieți și... Și 6... 4 fete. Și 6 fete. Ce ușor. 6 fete. Deci. Ce frumoasă a fost, dar mai le luăm o dată. Da. Ați văzut? Te grăbeai să spui că... Nu. Asta nu zice să dăm surplusul deoparte. Asta a fost momentul de inspirație. Când ea a spus dăm surplusul deoparte, tu te-ai gândit la următorul lucru. Din experiența ta, Daria, din problemele anterioare, tu ai înțeles așa, că dacă ai avea totalul, dăm surplusul deoparte și rămânea ce rămânea, împărțeai la nu știu cât, așa, la două, trei... La câte segmente. La câte segmente, așa, da. Dar aici jocul se face abil și se face în 10 ăsta. Dăm înapoi 10 și rămâne, cât spune problema, rămâne dublu numărul de fete. Aici e tare, foarte aveți tare problema, nu? Da, da. Deci aici m-am prins. Păi ce chestie. Dublu. Și m-am prins, mă auzi. Puteam să nu mă prind. Era discuție, mă prind? Era discuție. Sigur că da. Daria, ai avut dreptate. Eu îmi pare rău că n-am fost atent când ai spus tu problema în pauză. Știi ce m-a făcut? A venit la mine și domnul Rusu. Haideți să vă arăt problema asta. Urmează acum să vă spun și dacă vă prind pe ea. Mai bine, să stea de un profesor. E atâta naturalețe în tot ce facem noi, încât merită să ne bucurăm cu toții. Pentru că, într-adevăr, așa a făcut. Și, într-adevăr, ea m-am urmărit în alte situații, când am dat o bâlbâială. Și acum, ca să nu mai se întâmple asta, am zis, haide să citesc toate, că problema nu mai se întâmple chestia. Ați avut rezultate de la părinți. Da, așa este. Puteți să ne facem probleme. Da, acum, să o redactăm, copii. Da. Să o redactăm. Da, o redactăm. Da, deci cum facem rezolvarea? Cineva, Darius. Da. Condu-mă, să vedem ce redactăm, ce spunem. Segmentele astea, am făcut noi jocul ăsta. Da. Dar acum, ce redactăm, ce scriem pe căițel, ca să rămână scris? Problemă. Problema. Păi problema am enunțat-o și acum rezolvarea. Vreau rezolvarea. Rezolvare. Rezolvarea... Cum o facem? Aș vrea să vii să scrii tu, să scrii frumos. Și să scrii așa. E foarte important. Pasul 1. Prima etapă. Sau etapa 1. Pasul 1 sau etapa 1. Zice. Ai scris. Pasul 1. Spune așa. Figurăm datele problemei. Figurăm datele problemei. Astfel. Datele problemei. Astfel. Un segment reprezentăm numărul de fete. Așa scriu un punct. Da, exact. Un segment reprezintă. Scriem aceste lucruri pentru că ele rămân acolo scrise și figurăm pe exemplu așa. Reprezentăm numărul de fete. Un segment reprezintă numărul de fete. Iar numărul băieților cu un segment de trei ori mai mare, da? Că îi spune că e de trei ori. Iar Numărul băieților, un segment de trei ori mai mare. Adică trei segmente. Adică trei segmente de la fete, da? Și aici, în dreptul lor, ai făcut chestia asta să se vadă foarte, da? Deci, aici, chiar în același nivel se vadă aici, un segment, da. Să fie clar pentru toată. Exact. Deci cu un segment am reprezentat numărul fetelor și cu un segment de trei ori mai lung, numărul băieților.
Etapa a doua. Pasul 2. Pasul 2. Deci, astea sunt fete. Și aici sunt băieți, da? Adică capul mai. Și tu, Darius, de atâtea ori ți-am spus. Da. Deci figurăm cu 2 și cu... Așa. Să rămână, vă rog frumos, vă rog frumos. Suntem în echipă completă, vă rog. Da. Deci, fetele și băieții. Repundești, dar unde ești, Darius? La pasul 1? Deci cu un segment reprezentăm numărul dragi, de fete. Să spunem exact ce s-a întâmplat. Deci una dintre fetițe era tristă. Faptul că mămica nu era aici prezentă. Deci ați venit, gata, da. Nu era efectivul este complet. Atâta deci, copii, atâta bucurie. Atâta bucurie, atâta bucurie pentru mine. Da. M-ați înlocuit. Da, da, da. Și aici numărul băieților, un segment de 3 ori mai mare. Deci, și uite, am făcut. Am figurat. Da. Am figurat fetițele și băieții. Bun, pasul 2. La etapa a doua. Spune așa, că pleacă două fetițe și spunem așa, un segment figurat cu roz, da, un segment mic. Așa. Roz, domn profesor. Roz, da. Okay, roz, roz. Figurăm roz. Cele două fetițe. Pasul 2. Da? Cele două fetițe care au plecat. Un segment roz. Cu un segment albastru vom figura un segment albastru vom figura 10, cei 10 băieți care pleacă din echipă. Da? Nu știm unde să poziționăm capătul din stânga segmentului. Da? Nu știm. Da. Nu știm unde să poziționăm capătul din stânga. Suntem tare triști. Că nu știm unde să poziționăm. Nu știm unde să poziționăm capătul din stânga. Asta e lecție și pentru părinți. Și pentru învățători. Deci lecția aceasta are drept scop să se adreseze tuturor celor care stau în spatele acestor minunați copii și așteaptă să fie ajutați. Da? Cassandra. Deci nu știu unde să mă opresc, dar știu un lucru. Că trebuie să scad. Cei 10 să-i scad. Dar ce știu foarte bine? Ce știu? Că după ce scad... După ce scad mai rău. Numărul fetelor... De două ori mai mic decât numărul băieților. Sau numărul băieților să fie de două ori mai mic decât numărul fetelor. Adică, după ce pleacă ăștia 10, așa e spectacol. E super momentul. După ce pleacă ăștia 10, ce rămâne din tot segmentul ăsta care reprezintă pe băieți? O să fie egal ca al fetelor. Să fie de două ori cât al fetelor. Da, de două ori. Adică eu trebuie să iau așa, segmentul ăsta, o dată. Da, și încă unul. Da? De acord cu mine? Da, da. Deci ca să rămâne de două ori, trebuie să fac mișcarea asta. Așadar, ce fac acum? Pun pe aici, pe undeva. Un segment care a spus. A, nu, tot cu roz, dar să pun, că se reprezint fetele, așa, da? Cu roz, da. A, așa. Cu albastru băieții. Și mi-au rămas băieții acum. Deci îmi închipui că doi băieți erau fete. Da? Îmi închipui că doi băieți erau fete. Aici. Aveau... erau tuns scurt, da, să zicem. De ce? A, atunci, băieții erau. Da. Și atunci, fetele erau tunse fetele scurt erau și am surprins că erau și băieți, da? Pentru că au plecat, dar sunt în ăștia doi, sunt înglobați în ăștia 10. Corect. Atenție! Acele două fetițe, care înseamnă doi băieței, sunt înglobați în ăștia 10. Și încă doi, pentru că... Și încă doi, pentru că încă un echipaj mai am, ia să fie încă o dată, da? Da. Deci, practic, și din setul al doilea, trebuie să iau tot două. Da. Tot doi băieței. Două fetițe, ca număr. Echivalentul lor, de acolo. Da. Deci două. Și adică...
2 plus 2. Bă, știi ce vreau să fac acum? Ce? Ăstea două să le pun în capătul ăsta. Adică se pun 4 băieței. 4 băieți. Da? Reprezentatul echivalent a celor două fetițe. Da. Adică, încă o dată. Ce a rămas aici? E 10. Nu, ce a rămas aici este din ce o fi fost acolo mai puțin 2. Da. Ce a rămas în partea aslaptă, iarăși din ce o fi fost acolo, că nu știm cât de mare a fost segmentul ăsta. Mai puțin 2. Mai puțin 2. Mai puțin 2. Și aici. Și acum, după ce vedeți că segmentul ăsta e de o parte și ăsta e de o parte aici, da? Da. Și atunci ce fac mișcarea mea? Trec pe ăsta de lipesc aici. 2 și duc la ultimul segment. Excelent. 4. Așa. Și fac 10 minus 4 care îmi dă 6. Și asta am aflat exact unde se opresc eu pe capătul ăsta de 10, da? Da. Deci atenție multă. Capătul de aici îl duc acum și îl plasez aici. Adică pe ăla două le punem. Așa. L-am pus aici și am 2. Da. Și acum îl împing pe el tot până în capătul acesta, da? Cu albastru. Da, și le scoate de acolo. Și l-am scos de aici. Și atunci, ce se întâmplă? Segmentul ăsta de aici, fie cât ăla de jos. Este cât ăsta și încă o dată, adică da. Este dublu. Dublu. La băieți dublu. Așa a spus problema. Deci mă folosesc de mișcarea asta și iată că în momentul de față am ca răspuns, după ce pleacă cei 10 băieți și cele două fetițe de aici, numărul fetelor, sau numărul băieților, mai bine să spun, numărul băieților este dublu decât al fetelor. Da. Numărul băieților, deci după ce pleacă cei 10, rămân aici un număr care reprezintă dublu fetelor de după plecarea celor două. Da. Și acum jocul este superb aici. Unde să mă opresc? Unde să mă opresc? Aici unde să mă opresc. Da. Ca să rămână dublu. Ca să rămână dublu fetelor, trebuie să mă opresc obligatoriu aici, în punctul acesta, da? Hai să zicem... să o notez cu litere. A. Și B. Și B. A, B aici. Și C-ul. C-ul ăsta era problema unde să-l localizez eu, mergând înapoi, din dorința de a reprezenta pe cei 10 băieți. Știi că și mămica a venit al lui Cassandra, am să fac următorul lucru. Să repet problema ca să puteți pătrunde și dumneavoastră să urmăriți la început. Spune așa. La un concurs de karate se înscriu băieți și fete. Da. Deci concurs de karate, băieți și fete. Și nu știu numărul băieților, nici al fetelor, nici măcar numărul total nu știu. Dar ce știm este că numărul băieților este de 3 ori mai mare decât al fetelor. Și atunci, am reprezentat într-un segment fetele și prin 3 segmente băieții. Prin 3 segmente băieții. Merea este așa zisă metodă figurativă. Da. Da? Da, deci da. Eu sau metodă grafică. Sau metodă grafică, corect. Corect. Vreau să vă spun un lucru. Suntem la etapa în care, să spun, pe plan abstract, mental, nu putem să ducem calculul așa. Dar figurând și reprezentând vizual, iată, ochiul participă la toată povestea asta și ne folosim de acest simț, ochiul, ca să putem să înțelegem mai bine problema. Așadar, observăm că aici avem un segment și aici avem 1, 2, 3. 3 segmente. Da. Câți de 3 ori mai mare. Numărul fetelor e 3 ori mai mare, numărul băieților e 3 ori mai mare ca fetelor. Partea a doua problemă îi spune. După, înainte de începerea concursului, dintre cei care s-au înscris, două fetițe pleacă și pleacă și 10 băieți. După ce se întâmplă chestia asta, numărul fetelor este jumătate din numărul băieților. Numărul băieților rămâne dublu, adică față de numărul fetelor. Fetele dăm două mai mici, da? Decât numărul băieților. Perfect. Sau băieții, din unde erau la început, băieții erau de 3 ori mai mulți decât fetele. După plecarea celor 10,
ca celor două fetițe, ei devin dublu. Adică băieții de două ori mai mult decât fete. Nu mai rămân de trei ori, ci doar de două ori. Și asta e jocul foarte finuț. Atenție multă. Aici e jocul, momentul teribil de frumos al problemei. În mai toate problemele de până acum era clar așa. Știam numărul total, știam că băieții sunt cu atât mai mult decât fetele, scădeam numărul acela, împărțeam de la, nu știu, la 2 sau la 3 segmente. Dacă ne dădeam că avem 18 mai rămas în concurs, făceai ușor. 18 sigur că da, dar autorul e șmecher. El nu face treaba asta. El face așa. Zice, ia să-i prind eu acum cu mișcarea asta. Și spune așa. După ce pleacă două fetițe și 10 băieți, băieții rămân de două ori, nu mai sunt de trei ori, ci de două ori mai mult decât fetele, da? Și atunci noi ne folosim de simțul vizual și facem așa. La început, 3, 1, 2, 3. Pleacă două fetițe, se mișorează segmentul. Da. Un segment micuț. Și de acum eu am ca unitate de măsură numărul fetelor după ce au plecat alea două. Atenție! După ce au plecat alea două. Că numai așa, după ce pleacă și cei 10 băieți, rămân numărul băieților dublu. Și eu acum urmăresc acest nou segment. Și îmi zic, păi din ce era, ca să fie segmentul dinainte, iată, trebuie să se întâmple așa, cu albastru în lot. Că astea sunt băieții după ce... Nou segment obținut, mm-hmm. Corect. La fel și din segmentul dinainte. Al doilea, da. Din al doilea, care era așa, nu? Hai să zicem... Doi de acolo. A1, A2, A3, A4... A5 și A6. E să înțelegem așa. Prima dată era A1, A3. Pleacă segmentul de două fetițe, ca număr de băieți echivalentul, ca și cum ar fi în cei 10, haideți să mergem la curația, în cei 10 sunt cei 2. În cei 10 sunt primii 2 care au plecat, din grupa asta mare. Corect. Da? În cei 10 care pleacă, pleacă, îi repartizezi pe cei, din cei 10 pe 2 copii aici, da. 2 băieți aici. Din segmentul al doilea, care ținea de la A3 până la A5, de la A3 până la A5 era ca lungime, mai pleacă 2. Adică cei 10 înseamnă încă 2 pierd, adică rămân 6. Rămân 6 pentru asta. Pentru al treilea segment, 6. Pentru că 2 am băgat aici, 2 în partea cealaltă din segmentul acela, deci segmentul al treilea 6. Și segmentul al treilea 6. Asta e momentul foarte tare. Că prind al treilea segment de 6. Dar dumneavoastră a zis că autorul de șmecher, dar nu am corectat problema. Deci noi suntem autorii. Noi. Foarte bine. Foarte bine. Da. Bravo, dar. Problema a fost dată greșit. Da, și noi am corectat. Noi suntem șmecheri. Noi suntem șmecheri, da. Bravo, bravo, da. Da. Și acum e clar că eu nu știam să unii se opresc pe segmentul cu cei 10. Să încarc tot segmentul de 6 sau să mă duc mai în stânga. Aici era o problemă pentru mine. Și iată că raționez foarte atent. Cassandra a avut inspirația, a spus, hai să scăpăm de surplusul ăla. Tu știi că atunci mi-ai dat ideea? Că eu eram așa blocat, nu mă... Când ai spus, hai să scăpăm de surplusul ăsta. Abia atunci am înțeles surplusul acela să-l luăm de peste tot, din fiecare segment. Da. Și l-am luat din două, dar de ce numai din două? Pentru că urmează să rămâne dublu celui dinainte. Da? Urmează să rămâne dublu. Da. Și atunci, la băieți se joacă foarte tare, de aceea 2 și cu 2, 4, și cu tot 6, ca să rămână dublu, fac 10, da? Da. Și atunci eu merg invers. Din 10 scad pe cei 4, repartizat la cele două segmente, și rămân 6. 6 plus 6, 12, 6. Și atunci e corect problema, pentru că dacă fetele se adună de două ori, e ca fetele, e ca băieții. Tocmai. Am făcut echivalența aceea și atunci spunem așa, că în total, cât
câți au fost în total? Câți băieți au fost în total? 12. Da. Nu. Nu, nu, au fost 18. 18, că fiecare segment e 6. Și 6 fete. Și după ce au plecat cele două fetițe, au rămas... Au mai rămas doar 4. Și la băieți au plecat 10 și au rămas 8. Da. O plecat și a rămas 8, dublu. Da, bun. Deci proba este făcută. Da. Deci totul este perfect. Am ținut să refacem o dată cu raționamentul, pentru că și pentru copii, și pentru cei care vizionează, și pentru mămica lui Casandra. Așadar, te rog să continui ușor, să nu ne dărâm instalația. Așa. Avem două. Stai, tata, să... Păi, punem asta la punct, da. Așa. Nu știm unde să poziționăm, așa. Nu știm unde să poziționăm capul de stânga al care reprezintă cei 10 băieți. Capul de din stânga, ce reprezintă cei 10 băieți. Cei 10 băieți. Da? Scrieți toate chestiile astea în cuvinte, că eu practic acum fac așa. Tot ce am gândit, am pus în etape și vreau să și scriem. Nu știu, care vreți 10 băieți? Da. După ce... Scrie acolo. Unde e aici? După asta, ce? Nu știu unde să poziționez. Ce reprezintă cei 10 băieți? Ce reprezintă cei 10 băieți? Pasul 3. Stânga. Deci capătul... Deci nu știu unde să poziționez capătul din stânga. Ce reprezintă cei 10 băieți? Cei 10 băieți care au plecat. Hai să mai adăugăm. Cei 10 băieți care au plecat. Ce reprezintă cei 10 băieți care au plecat? Pasul 3. Am mai să scrie și ei. Pasul 3. Ce reprezintă cei 10 băieți care au plecat? Au plecat? Scrie. Da, au plecat. Pasul 3. Micșorăm fiecare segment. Micșorăm fiecare segment. Fiecare segment ce reprezintă băieții cu 2, cu 2 unități. Ce reprezintă băieții cu 2 unități. Micșorăm fiecare. 2 din segmente. Micșorăm două segmente ce reprezintă băieții cu 2 unități. Micșorăm două segmente ce reprezintă băieții cu 2. Cu 2. În paranteză, pentru a rămâne dublu numărului de fete. Zicem 2 plus 2 egal 4. Da? 2 plus 10 2. Minus 4. Și 10 minus 4 egal cu... Da? 10 minus 4 egal cu... 6. Bine ați venit. 10 minus 4 egal cu 6. 6 reprezintă lungimea celui de-al treilea segment. 6 reprezintă lungimea celui de-al treilea segment. Și acum, aici undeva sus, numărul băieților egal cu 3 ori 6, că sunt, dacă 6 ori segment, da, 3 ori 6, și egal cu 18, pentru a... Pentru a rămâne dublul numărului de fete. Da, știți, noi facem acest lucru. Dar gândiți-vă la școală, dragilor. Gândiți-vă la școală, salut, Cornel. Gândiți-vă la școală că învățătoarea povestește, spune, insistă. Și voi, unii sunteți atenți, alții nu sunteți atenți. Unul își amintește că nu știu ce i-a zis colegul. Da. Se mai hârșănește, nu așa, Darian? Și atunci,
ai trecut pe lângă problema ca și cum n-ai fi fost. Ce și da? Numărul fetelor? Iar numărul fetelor? Egal. De câte ori se întâmplă asta, domnule? De câte ori se întâmplă asta, da? Așa. Pentru a rămâne sub numărul, de fete. Numărul de fete este egal cu 6. 6 ori 1. Egal cu 6 ori 1. 6 ori 1 egal cu 6. Da. Să-mi termin ideea care o aveam. Aceea că, de data asta, faptul că se filmează, înseamnă că toată explicația mea, o dată, de două ori, de trei ori, tot ce am vorbit eu, rămâne filmat. Și, dragilor, atunci când ceva, tu ai fost neatentă la clasă, n-ai scris toate acestea, noi am scris chiar în cuvinte, da. Tot ce am raționat, cum am gândit. Dar dacă ai filmul, atunci când n-ai înțeles, pui filmul o dată, de două ori, de șapte ori, până când înțelegi foarte, foarte bine. Da? Deci asta, asta e revoluția pe care o produci. Deci, vă rog să mă credeți, este o revoluție în teologia didactică. Știința pe care înveți pe cineva ceea ce știi tu, indiferent de domeniu, prin film reușești această performanță. Stăteam de vorbă, v-am mai povestit, stăteam de vorbă cu ăștia din America, cu grupul acel la Microsoft, spunea, domnul profesor, poate acum nu realizați, dar se întâmplă un fenomen extraordinar. Trebuia să se apară așa ceva. Pentru că acești copii nu mai au timp să parcurgă pașii aceia măruți, ei trebuie să o facă de la zero. De la ceea ce înseamnă învățatul pentru a merge, pentru a vorbi și mai departe, dar în scurt timp trebuie să ajungă la nivelul acela că se preia ceea ce am făcut noi. La nivelul care suntem noi. Și atunci, dumneavoastră veniți, ei nu mai au timp, informația este infernal de multă, foarte multă, și ați reușit să participe și alte simțuri, nu numai ceea ce știam, auzul. Și copiii, unii erau atenți, alții nu erau atenți. De data asta, filmul rămâne, filmul lecția cel în care profesorul s-a străduit, rămâne... Rămâne pe YouTube. Pe YouTube, îl găsim. Pe internet. Peste Ander, online. Peste da. Ander, rândul, pe... generații de-a rândul vor rămâne și vor putea să vadă așa ceva. Da, facem sinteza zilei, pentru că orei cam 6 ședințe și că a venit la sinteza. Da, facem sinteza, da. Da, am făcut de mult sinteza. Hai să vedem. Haideți, ce am făcut astăzi? Am făcut probleme. Întâi cu ce am început? Exercițiile acelea frumoase. Făcute de Darius. Exerciții cu necunoscute cu zisfuri și cu paranteze. Am început cu număr... Cu exercițiile la care le-a adus Darius. Da. Ce am făcut acolo? Exercițiile aduse am început cu rotunjiri. Așa. Aproximare. Aproximarea unui număr prin lipsă și prin adaos, nu? Da. Aproximarea unui număr prin lipsă și prin adaos. 2. Exerciții minunate. 2. Ce am mai făcut după aceea? Exerciții în care trebuie să punem paranteza. Așa. Ordinea operațiilor? Da, ordinea efectuării operațiilor și plasarea semnilor ca să ajungi la rezultat. Da, da. Ordinea efectuării operațiilor. În paranteze. Folosirea parantezelor pentru a ajunge la un rezultat deja fixat. Un rezultat fixat. Da. 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 Și trei? Probleme. Una, două probleme câte am făcut noi. Una. Probleme grafice. Una în prima oră, a doua... Două probleme? Ia vedeți. Dacă una. Numai una. A, două profesori. Numai una. Da. Atât am făcut, dar două. Două? Două. Care fără două? Păi, ia uite-te în spate de aici. Am avut-o pe asta. Și am avut-o și pe asta. Care și pe asta și pe asta? Nu pe asta. Asta. O singură problemă. Da. Aceea cu fetele problem... și aceasta le-am făcut acum. Metoda figurativă. Aha. Metoda figurativă. Aha. Da, metoda figurativă pentru rezolvarea unor probleme.
probleme. Metoda figurativă, probleme. Acestea au fost lucrurile care le-am făcut în lecția asta. Copii, a fost o lecție spectacol. Spectacol și prin prezența părinților și mai ales prezența părinților, a micilor, echipa totală, nu ca altă dată, vă spuneam, Casandra era tristă, eu zic, toate mămicile sunt și la mine, n-a venit mămica, nu se poate. A venit tăticul. Și tăticul a avut intervenție extraordinară. Da? Superbă intervenție. Da. Și el a fost. Da. Da. Ne oprim aici. La revedere! Nu vrei să fii șomer? Nu uita de like și share! Așa să fie.